Dragile mele dragi, astăzi m-am gândit să vorbim despre feminitate, pentru că dacă vă aduceți voi aminte, cam acum un an, cam prin primăvara trecută sau ceva de genul ăsta, acolo, prin apropierea primăverii, am vorbit prima dată despre feminitate. Am abordat subiectul ăsta și m-am gândit că n-ar strica să-l reluăm puțin, pentru că sunt mai multe aspecte care mă interesează legate de feminitate. Odată că este un subiect relativ stigmatizat sau ideea de feminitate în sine este stigmatizată în ziua de astăzi, pentru că, ce să vezi, e ceva rău să fii feminină. Trebuie să fii neapărat o femeie din aia care se bate, care rupe tot în două și care e bătăioasă, care e independentă, de parcă feminitatea ar sta în calea independenței. Și în al doilea rând, feminitatea este în strânsă legătură și cu eleganța și știți că este un subiect care pe mine mă pasionează. Prin urmare, am zis că nu ar striga ca astăzi să mai vorbim puțin despre câteva lucruri care ne fac mai feminine și câteva activități sau lucruri care ne cresc energia feminină. Dar înainte de asta, vreau să vă spun că este ultimul clip înainte de Make Up Mayhem de duminică, pentru că, culmea ironiei, duminică este întâi. S-a nimerit numai bine, ca să respectăm programul. De duminică voi posta o dată la două zile, adică fiecare zi cu număr impar, pentru că începe Make Up Mayhem, vine luna mai. Și dacă mă întrebați pe mine, nu știu când a ajuns luna mai la noi, dar e bine că a ajuns și că în sfârșit este primăvară de adevăratele. Dacă nu v-ați abonat, vă aștept să vă abonați și pe lângă asta vă aștept cu sugestii de clipuri sau să-mi spuneți ce anume ați vrea voi să vedeți mai mult în Make Up Mayhem, pentru că deși numele seriei s-a împământenit și însă rămână în Make Up Mayhem, nu vorbim despre make-up decât foarte puțin. Dar, oricum, aștept sugestiile voastre, că aș vrea să știu cam ce vă doriți voi să vedeți în luna mai de la mine. Și revenind la feminitate, vă spuneam eu în clipul cu despre feminitate că noi oamenii, în general, suntem compuși, așa, din două energii. Avem la bază două energii, o energie feminină și o energie masculină, atât femeile cât și bărbații, doar că în cazul femeilor, cu precădere, bineînțeles există și excepțiile de rigoare, cu precădere, energia predominantă este energia feminină. Pentru că asta ne face într-un fel femei. Nu doar asta, dar într-un fel și asta ne face femei. Așa cum la bărbați, energia dominantă este energia masculină. Prin urmare, pentru noi ca femei este foarte important să ne cultivăm această energie feminină, să fim conectate la ea, să avem grijă de ea, să o folosim atunci când trebuie și cum trebuie și să nu mai încercăm să o ascundem, să o ștergem, să o dăm la o parte, pentru că, așa cum ziceam și la început, societatea ne învață că nu, e rău să fii feminină, e rău să ai latura asta feminină dezvoltată, este rău să ai atributele unei femei feminine, pentru că noi trebuie acum să fim toți bătăioși, să fim acolo rigizi, să nu ne luptăm, să fim toți pe independență. Repet, feminitatea nu are nimic, nu are nicio problemă cu independența, da? Poți fi o femeie cu feminitatea la cote maxime și în același timp să fii independentă și să fii o femeie, nu știu, pe picioarele ei și care își vede de treaba ei, da? Deci nu mai legați, dacă vreți, un prim sfat, nu mai legați feminitatea de independență și de capacitatea femeilor de a face ceva, pentru că feminitatea în sine, cum am zis, este o energie pe care oricum noi o avem în corpul nostru, în firea noastră și dacă o înnăbușim, dacă o încercăm să o facem să tacă, dacă încercăm să nu o ascultăm, nu ne facem decât rău, pentru că practic nu ne ascultăm natura. Și de aici pleacă foarte multe frustrări, foarte multe nemulțumiri, foarte multe neajunsuri față de noi, foarte multe neplăceri și așa mai departe. Ca să înțelegeți, lucrurile în natură n-au fost lăsate de izbeli și așa, să fie ce-o fi. Toate lucrurile sunt făcute cu cap, ca să zicem așa, nu știu, de univers, de Dumnezeu, de creator, de cine vreți voi. Și toate lucrurile astea sunt
făcută să stea în echilibru. Prin urmare, nu poți să anulezi energia feminină pe care o ai și nu poți să nu te lași dominat de ceea ce practic te definește, pentru că îți faci rău. Hai să intrăm în acei câțiva pași care te fac mai feminină și care îți cresc energia feminină. Și primul aspect ar fi acela de a fi creativă. Pentru că, dacă vă amintiți din primul clip, energia feminină este energia creatoare, este energia aceea soft, dacă vreți, este energia aceea plăcută, este căldura, dacă vreți, pe care poate să o transmită o persoană. Și energia feminină se bazează foarte mult pe creativitate, se identifică foarte mult cu creativitate. Și atunci este firesc ca în momentul în care ești creativ, îți dezvolți energia creativă, automat să se dezvolte și energia feminină, da? Deci sunt în strânsă legătură și mi-ar plăcea ca pe viitor femeile să nu se mai gândească la creativitate ca la o angoasă sau ca la ceva ce trebuie bifat pe o listă, ci ca la ceva ce face parte din ele, pentru că toate femeile suntem creative, indiferent ce credeți voi despre voi, toate femeile suntem creative și asta pentru că este natura noastră, da? Fie că la voi creativitatea se manifestă prin găsirea rapidă a unor soluții, prin improvizații, prin a face de mâncare din 3 ingrediente random pe care le găsiți în frigider fără să aveți o rețetă la bază, sau creativitatea la voi se manifestă prin artă, prin sport, prin cultură, prin alte lucruri pe care le identificăm cu creativitatea, toți suntem creative. Prin urmare, haideți să nu ne mai negăm atâta energia asta creativă și să nu ne mai negăm dreptul de a fi creative. Iar societatea asta patriarhală și profund masculinizată în care trăim ne învață că nu, e bine să-ți dai creativitatea deoparte, nu. Trebuie să fii foarte cerebral, să fii foarte calculat, să fiecare pas să fie calculat, să nu faci un pas spontan, să nu ai nimic spontan în tine, ceea ce e foarte nociv pentru noi ca femei. Prin urmare, faceți tot posibilul să fiți creative în fiecare zi. Fie că asta înseamnă, să compuneți random de versuri pentru melodii, care poate n-au niciun sens, dar pe voi vă amuză, sau că vă apucați să desenați, sau că luați cursuri de desen, de pictură, de fotografie, de cusut, ceva ce vă pasionează. Căutați creativitate în orice. Și vă spun din experiență că căuta creativitatea în absolut orice și a căuta creativitatea în fiecare zi și a avea măcar o doză de creativitate în fiecare zi te transformă. Al doilea lucru care ne ajută să ne creștem energia creativă este relaxarea și să învățăm să ne relaxăm în propriul corp. Asta este un punct la care recunosc că și eu lucrez încă foarte mult pentru că am mari probleme. Ce mă refer la relaxarea în propriul corp nu înseamnă neapărat acceptarea aia de sine despre care vorbește toată lumea și pe care ulterior tot o condamnă, ci faptul că, știți cum e atunci când vă puneți, să beți un ceai, o cafea dimineața, v-am zis de multe ori pe Instagram că mie mi se întâmplă treaba asta, vă puneți să beți o cafea sau un ceai sau stați pur și simplu, și ar trebui să fiți relaxate, liniștite, dar mintea voastră nu vă lasă și vă gândiți și la una și la alta și la tot felul de chestii și ajungeți de fapt după perioada aia de pauză să fiți mai stresate decât înainte. La asta mă refer, să încercați să vă relaxați în corpul vostru astfel încât să nu mai existe bâzâitul ăla constant de gânduri, de ce trebuie să fac, de ce trebuie să zic, adică să lăsați cumva lucrurile să curgă. Este un exercițiu foarte greu care se face în timp, am zis, nici eu nu-l stăpânesc întru totul pentru că e de muncă, e o chestie la care muncești constant. Și este important să înveți să te relaxezi tu cu tine, să fii tu cu tine, să te simți bine tu cu tine. Și o să ziceți, bun, dar și ce treabă are asta cu energia feminină? Păi are, pentru că energia feminină este energia care este responsabilă de relaxare. Este energia aia care este mai soft, cum ziceam, mai flower power, dacă vreți așa, puțin mai relaxată, mai liniștită, mai
puțin angoasată, da? Pe când toate angoasele alea și tot stresul ăla cu trebuie să planific, trebuie să fac, trebuie să trec, trebuie să pun totul, trebuie să fie totul în ordine, trebuie să organizez totul, asta este o energie masculină, da? Și când nu poți să stai nici 5 minute fără a te gândi la lucrurile pe care trebuie să le faci și mai ales să-ți faci griji pentru lucrurile pe care trebuie să le faci, e clar că cumva acorzi mai multă atenție energiei masculine decât energiei feminine. Și că tot vorbeam de energia masculină, este foarte important să nu neglijăm energia masculină. Și o să spuneți, da, da, tocmai te-ai contrazis, adică e paradoxal, vine fix în contradicție cu ce ai spus mai devreme. De fapt, nu vine în contradicție. Așa cum am zis la început, noi există ambele energii, doar că una este dominantă și trebuie să avem grijă să o cultivăm pe aia dominantă, pentru că de aia este dominantă, trebuie să o îngrijim. Dar în egală măsură trebuie să avem grijă și de energia masculină, care, v-am zis, este aia cu organizatul, este mai pragmatică, este mai practică, este mai lucidă, mai cu picioarele pe pământ. Evident că e bine să fii soft, să fii calmă, să fii zen, să fii jovial, așa, dar în același timp trebuie să ai grijă să fii și cu picioarele pe pământ. Adică vom fi noi cu capul în nord, dar și cu picioarele pe pământ. Degeaba ești tu jovială și soft și nu știu ce, dacă nu-ți faci treaba la serviciu sau dacă nu te ocupi de responsabilitățile pe care le ai în casă. Și prin urmare trebuie să avem grijă și de energia asta masculină, să îi facem loc acolo unde este nevoie de ea, dar să nu depășim limitele, da? Să nu devină dominantă pentru noi femeile, pentru că atunci devenim soiul ăla de femeie bățoasă care ar vrea să fie feminină, dar nu poate, știți? De multe ori am auzit replica asta de la voi, cu, mi-aș dori și eu să fiu feminină, dar nu pot. În primul rând, nu că nu există, nu pot, și mai degrabă nu știu cum, sau nu m-am prins care-i treaba cu energia feminină și masculină și probabil de aia. Așa că încercați să vă gândiți și la aspectul ăsta, pentru că, repet, este frumos să fii jovială, să fii mai relaxată, să fii mai caldă, să fii mai plăcută, dar asta nu înseamnă că fiind caldă, respectuoasă și așa mai departe, trebuie să te calce toată lumea în picioare sau nu-ți mai faci treaba la serviciu sau la serviciu ești foarte flower power pentru că tu îți dezvolți energia feminină. Trebuie să ai și doza aceea de maturitate și de raționament ca să acționezi în consecința unui eveniment sau unei situații în care te afli. Trebuie să te adaptezi la situația respectivă. Aici intră acea energie masculină de care spuneam. Al patrulea aspect la care aș vrea să vă gândiți și pe care aș vrea să-l puneți în practică în cazul în care vreți să vă dezvoltați energia feminină este mișcarea, dar mișcarea intuitivă, mișcarea într-un mod intuitiv. Ca să înțelegeți la ce mă refer, vreau să vă fac o dezvăluire șocantă, iarăși, pentru că este în contradicție cu tot ce se spune în ziua de astăzi și cu tot ce vedem. Mersul la sală și trasul de fiare nu este pentru femei. Și nu că nu pot să facă femeile asta, nu mă înțelegeți greșit, adică nu că femeile n-ar trebui să facă sport, nu la asta mă refer, ci trasul de fiare, de greutăți, de făcut de sport din ăsta, cumva dur, da, chiar și sportul de contact, asta este pentru bărbați, este pentru energia lor masculină, să le cultive lor energia masculină, da? Mișcarea asta intuitivă la care mă refer eu este mai degrabă adresată către energia feminină, în sensul că în loc să tragi de fiare și să-ți dezvolți mușchiul și să devii halteristă, gândește-te că poate te-ar ajuta și mental, dar îl ajuta mai mult să faci un alt tip de sport. De exemplu, să înlocuiești un sport de contact cu aerobic sau cu yoga sau cu lucruri care sunt mai soft, care sunt ceva mai, nu știu, care cumva dezvoltă energia asta feminină. Și, repet, nu are treabă cu ideea că nu pot femeile să facă sportul de contact sau că nu pot să tragă de fiare sau că nu știu ce. Haideți să vă mai zic o chestie. În momentul în care vă dezvoltați foarte mult musculatura, asta e o chestie demonstrată științific și cei care fac sport constant cred că știu treaba asta. În momentul în care îți dezvolți mușchii și mai ales tragi de fiare, trasul de fiare efectiv, în momentul ăla organismul tău eliberează mai mult testosteron. Da. Și noi femeile avem o doză de testosteron în organismul nostru care ar trebui să fie destul de mică
dar dezvoltându-ți musculatura în mod special și devenind așa foarte musculoasă, practic organismul tău elimină și mai mult testosteron, da? Simte că este nevoie, pentru că nu vreau să intru în... dar testosteronul are un rol și în menținerea acelor mușchi. În fine, nu intrăm în toate detaliile astea chimice, că sunt prea complicate astăzi. Dar, ca idee, ce vreau să spun este că în momentul în care în organismul tău, ca femeie, este mai mult testosteron decât ar trebui, da? Automat te face să devii mai rigidă. Atitudinea ta se schimbă. Nu știu, felul în care acționezi, mișcările tale se schimbă, felul în care reacționezi la anumite lucruri se schimbă, pentru că ăsta este un hormon foarte puternic, testosteronul, și dacă vreodată ați luat anticoncepționale, s-ar putea să știți treaba asta, că pe perioada în care luați anticoncepționale, tot așa, nivelul de testosteron din organismul femeilor crește și devin mult mai masculine, dacă vreți, dar nu e neapărat cuvântul potrivit, adică devin mai reci, mai rigide. Și de aici ideea cu sportul, ca să revin la ce ziceam inițial, de aici ideea cu sportul, pentru că dacă îți încerci să înlocuiești dezvoltarea de masă musculară cu sporturi mult mai feminine, să zic, mult mai soft, mult mai pe energia ta feminină, care practic asta induc, o energie feminină, cum ar fi, nu știu, plimbarea, alergatul, dacă vreți, yoga, cum ziceam, dansul, aerobicul, lucruri de genul ăsta care nu necesită o agresivitate deosebită, automat organismul tău nu simte nevoia să elibereze atâta testosteron, pentru că automat când este implicată agresivitate, fie că e vorba de mișcare, fie că e vorba pur și simplu de nervi, că ești agresiv, automat organismul simte nevoia de mai mult testosteron. Prin urmare, sporturile astea care sunt mai light, mai liniștite, mai relaxate, așa, mai calme, ca să spunem așa, nu înseamnă că nu te vor antrena sau că nu vei slăbi sau că nu vei face masă musculară, ci o vei face altfel. Punctul numărul 5 ne spune ceva de genul feel your feelings, care vine iarăși în contradicție cu ceea ce ne învață societatea din ziua de astăzi și poate că ar fi o idee bună de discutat într-un alt clip, de ce toate lucrurile astea sunt pe dos în societate față de ce ar trebui să facem. Dar ce vreau să spun prin asta cu feel your feelings, am mai zis-o de multe ori, este foarte important să-ți conștientizezi sentimentele, stările, trăirile, emoțiile, ceea ce ți se întâmplă în momentul respectiv. Pentru că, așa cum ziceam, societatea ne învață că trebuie să ne sufocăm toate emoțiile, toate sentimentele, toate gândurile, tot ceea ce simțim, să sufocăm și să fim niște roboți care constant, până la orice oră, pot fi gata de acțiune, pot fi pe fază, pot face orice. Și partea proastă cu această situație este că ele se acumulează, mai ales când ai frustrări, nemulțumiri și față de tine, când le ai așa constant și le sufoci, le bagi sub preș. Ele cresc și la un moment dat refulează și problema este că atunci când refulează nu prea mai poți să le controlezi și nu mai poți să... nu-ți dai seama când o să refuleze, poate să refuleze așa, fără din senin. Știți că sunt acei oameni care sunt foarte cali, foarte drăguți, foarte nu știu ce și într-o zi pur și simplu le zice cineva cea mai banală chestie sau li se întâmplă cea mai banală chestie, nu știu, nu merge cafeaua sau nu e bună cafeaua sau s-a întâmplat ceva, s-a terminat pasta din pix și de la aia începe efectiv o explozie de nervi și de supărare și de toate cele și toată lumea se întreabă, da, de ce? Că e cel mai calm om de pe lume. Păi de aia, pentru că de fapt el când e calm își ascunde toate sentimentele și le îngroapă, le bagă sub preș, cum ziceam, și la un moment dat refulează și când refulezi, efectiv nu mai poți avea control nici asupra stărilor tale, nici asupra reacțiilor tale.
Și de aia este bine, în primul rând, din respect față de tine, să ai grijă de sentimentele tale, de ceea ce simți, da? Să nu mai mascăm constant, vai, mi-e bine, vai, ce bine mi-e, vai, ce bine sunt eu, vai, ce roz e viața mea, da? E foarte ok să fie viața roz pe internet, este foarte ok, dar hai să fim realiști că viața în realitate nu este chiar atât de roz. Acum, nu vreau să înțelegeți că în momentul în care vă vine așa cheful să faceți o criză de isterie, că mai știm noi exemple de astea cu crize de isterie pe mijlocul drumului doar pentru că așa mi-a venit acum. Sau dacă sunt la birou și am de făcut treabă, eu să fac crize și să mă răcăi și să nu pot să fac treaba. Vreau să spun că măcar atunci când ești tu cu tine, să îți oferi libertatea de a fi conștient de sentimentele pe care le ai, de a le simți, dacă ești trist, să fii trist în momentul ăla, dacă ești supărat, să fii supărat în momentul ăla, dacă ceva te deranjează, să fii deranjat în momentul ăla. Și ulterior poți să vii și cu analize. Este sănătos, și iarăși și vă zic din experiență, este sănătos să nu-ți mai tot ascunzi toate sentimentele sub preș. Noi, femeile, suntem niște ființe extrem de dinamice și extrem de efervescente din punctul ăsta de vedere, al sentimentelor, al reacțiilor, al lucrurilor pe care le simțim, pentru că noi suntem, vrem nu vrem, guvernate de hormoni și ăștia se joacă cu nervii noștri și dansează pe acolo, pe nervii noștri. Și nu ai cum să te ascunzi la nesfârșit și să spui masca aia de femeie sigură pe tine și totul e perfect distant și totul e perfect ok. Bărbații, pentru că ei nu au chiar un cocktail atât de intens de hormoni, ei pot să treacă mai ușor peste sentimentele astea. Dacă ceva i-a deranjat, pot să treacă peste și să se concentreze pe un anumit lucru, da? Femeile nu pot. Întâi de toate trebuie să proceseze sentimentele alea, dacă ceva le-a deranjat, le-a supărat, nu știu ce. Întâi trebuie să procesate sentimentele alea, trebuie să înțeleagă care-i treaba cu ele și de-abia după aceea să treacă peste. Pentru punctul numărul 6, o să vă duc puțin în mitologia greacă și o să vă aduc puțin aminte de Gaia, care era zeița pământului sau mama natură, dacă vreți, care, ce să vedeți, era femeie. Prin urmare, toată energia asta a naturii, tot ce are natura de oferit, este energie feminină. De-aia este foarte important să ne conectăm mai mult cu natura, să fim mai mult în natură. Mie nu mi-a plăcut mult timp să recunosc faptul că mă simt mai bine când sunt afară și mă simt mai bine în natură decât dacă stau închis aici. Cea mai proastă perioadă pentru mine, cred că știți deja, este perioada de iarnă, când este foarte frig, când eu nu ies afară, sunt și 4-5 zile la rând, când nu ies nici măcar 10 minute afară, ceea ce e foarte rău și e practic toxic pentru organismul nostru și pentru psihic, nu mai zic, da? Prin urmare, o modalitate de a-ți dezvolta energia feminină este să te conectezi iarăși cu Gaia, cu mama natură. Da, știu că zic unii de ăia care îmbrățișează copaci că sunt nebuni, dar s-ar putea să fie de fapt mai sănătoși decât ăia care râde ei. Da? Pentru că, practic, te reîncarci și îți reîncarci stocul de energie bună în momentul în care ieși în natură. Și ar trebui să ne facem un obicei, cât se poate, ca măcar 15 minute pe zi, să ieșim în natură, să ieșim la aer, dacă se poate, dacă nu, măcar undeva aproape, într-un colț de natură. Pentru că, iarăși, societatea de acum ne-a adresat ca stilul nostru de viață să fie foarte închistat, să fim foarte închiși, da? De să singurele momente pe care le petrecem în natură sunt atunci de când ieșim din casă până ajungem la mașină și de când ajungem de la mașină până la birou, da? Adică nici măcar 2 minute, ceea ce nu te ajută foarte mult, da? Ceea ce nu-ți face foarte bine. Așa că trebuie să încercăm cumva să ne reconectăm cu ceea ce face parte din noi până la urma urmei, că și noi tot o creație a naturii suntem, nu suntem extra, deși unii consideră că noi creăm natura, este de fapt invers, natura ne-a creat pe noi,
Așa că trebuie să ne reconectăm la ceea ce ne-a creat și să ne încărcăm cu energie și o să vedeți diferența și o să vedeți că este mult mai bine. Eu pun pariu că dacă stați să vă gândiți acum, multe dintre voi v-ați simțit mult mai bine după o ieșire în parc mai lungă, după o perioadă lungă în care ați stat închise foarte mult timp, v-ați simțit mult mai bine dacă ați ieșit în parc o jumătate de oră, o oră și ați respirat. N-ați făcut nimic decât să stați pe bancă sau să respirați sau să vă plimbați. Un alt lucru că e important, consider că este să-ți faci timp să te joci. Și când spun asta, nu mă refer la a te juca pe telefon, pe PlayStation sau pe laptop sau mai știu eu ce prostii sau board game-uri sau mai știu eu ce chestii, ci la ideea de a fi jovial, de a fi ludic, de a avea un spirit ludic. Pentru că energia feminină este acea energie ludică, da? Nu este acea energie bățoasă, rigidă, serioasă, severă, cum este energia masculină, da? Alea sunt toate la energia masculină, dar energia feminină este aia care este mai soft, mai, cum ziceam, ludică, da? Presupune o doză de joacă, o doză de, nu știu, de copilărism, dacă vreți voi. Iar în momentul în care ești ușor copiloroasă, eu acum nu zic să dai mintea copiilor, nu zic să te tăpălești pe jos cu ca copiii mici și să te dai din picioare și să te zmiorbe ca un copil mic, Doamne ferește, sub nicio formă, dar în momentul în care ești mai jucăușă, nu știu, fie că te joci, fie că te glumești, fie că faci o glumă, fie că, nu știu, faci ceva spontan care te face să râzi, care te amuză, care îți schimbă puțin starea, o să vezi că te simți mai bine și automat îți crește energia feminină și îți crește, te și relaxează. Apropo de punctul cu relaxatul, da? Te și relaxează și e important să ai și partea asta cumva jucăușă, pentru că iarăși suntem condiționați să credem că trebuie să fim serioși tot timpul, că nu avem voie să glumim, știți aia cărora le trebuie să explicate glumele, nu? Da, îi știți, nu? Care nu... S-a ajuns la nivelul ăsta pentru că oamenii nu mai știu să glumească, nu mai știu să râdă, nu mai știu să se bucure de niște lucruri prostești. Și de-aia, în momentul în care spui o glumă sau ești sarcastic sau zici ceva, trebuie să explici, știi? Glumea. Glumea. Hai, nu-l lua prea serios, glumea, știți? E de acolo vine, de la faptul că ne-am pierdut capacitatea asta de a fi jucăuși, de a ne juca, de a ne bucura și de lucrurile prostești din viață, ca să zic așa. 8 este foarte important, este foarte dificil de pus în practică, probabil este cel mai dificil dintre toate. E foarte important și e bine să faci chestia asta pentru că acolo se află vampirii ăia de energie care îți mănâncă toată energia în general, nu contează că e energie feminină sau masculină, îți mănâncă toată energia în general și nu ți aduce niciun serviciu, și anume să încerci pe cât posibil să nu-ți mai pierzi timpul cu lucruri sau cu oameni inutili, da? Să faci pe cât posibil să pui distanță cât mai mare între tine și persoanele care nu-ți aduc niciun serviciu, care nu te fac să te simți bine. Să nu te mai ocupi de lucruri inutile, care ție personal nu-ți aduc un beneficiu, și prin beneficiu nu mă refer la beneficii materiale, pentru că iarăși avem această concepție că absolut fiecare pas pe care îl facem trebuie să ne aducă un beneficiu material, nu, ci la faptul că trebuie să-ți aducă un beneficiu în a te simți bine. Dacă poți să faci curățenie în viața ta, să scoți lucruri care nu-ți mai aduc niciun beneficiu, care nu te fac să te simți bine, dă-le la o parte. N-are rost să-ți încarci viața, energia, timpul cu lucruri care nu te fac să te simți bine. Dacă ai oameni în viața ta pe care, nu știu, îi ții pe lângă tine doar pentru că așa se întâmplă, îi bagă seamă doar ca să, pune distanță între tine și ei, pentru că așa nu îți va mai mânca prea multă energie. Acum vine faza asta cu familia și vă dau un exemplu foarte simplu. Au fost sărbătorile acum. Sunt foarte mulți oameni care se duc și se adună cu familiile, deși nu se înțeleg cu mare parte a membrilor familiei, nu se înțeleg și totuși se duc din obligație să se adune acolo și se simt prost. E, genul ăsta de lucru îți consumă energia și ca automat te seacă și de energia aia feminină, da?
Nu zic acum să renunțați la familie, să vă dați familie la o parte, să nu mai aveți legătură cu familia voastră, din contră, Doamne ferește. Dar dacă vedeți că nu este nicio șansă, nicio schimbare, nu se pot schimba lucrurile, puneți niște distanță, da? De ce să-ți petreci timpul tău prețios, mai ales că este atât de puțin, cu oameni pe care nu-i agrezi sau care nu-ți plac? Pune distanță între ei, da? La fel și cu lucrurile, la fel și cu social media. Fă curățenie, nu te mai uita și nu mai acorda atâta timp din timpul tău prețios oamenilor pe care în mod normal nu i-ai băgat în seamă sau lucrurilor pe care în mod normal nu le-ai băgat în seamă. Da? Nu te mai uita la știri, dacă știrile ți se par toxice și pline numai de rele, nu te mai uita la știri și fă altceva în timpul ăsta. Eu v-am zis atâtea ori că aud chestia asta, aș vrea să fac X lucru, dar n-am timp, aș vrea să fac X lucru, dar n-am timp, aș vrea să fac X lucru, dar n-am timp. Băi, nu cred că nu există timp, ci că ai degrabă, cred că nu știu unde să-l cauți. Pentru că dacă vrei și dacă vrei să prioritizezi ceva în viața ta, de exemplu artă sau un hobby sau mai mult timp cu partenerul tău sau orice altceva, dacă vrei, găsești timp pentru asta, da? Îți faci timp pentru asta. Când ceva devine prioritar și esențial pentru tine, îți faci timp. Prin urmare, încearcă să identifici acele lucruri care nu prea îți fac bine, care nu îți dau energie bună și încearcă să le cureți sau să te îndepărtezi de el. Punctul 9 este la fel de dureros, cred, ca și celălalt, și anume deconectează-te de la viețile altora, da? În loc să te concentrezi mai mult pe viața altora, concentrează-te mai mult pe a ta. Pentru că odată cu social media am devenit foarte obsedați de ce fac ăia, unde se duc, ce mănâncă, la ce oră se culcă, de câte ori a făcut baie, de câte ori s-a spălat pe cap, de câte ori nu s-a spălat pe cap, de câte ori a vorbit frumos, de câte ori n-a vorbit frumos, câți bani câștigă altul și așa mai departe. Devenim foarte implicați în viețile altora, suntem grămadă acolo să vedem fiecare lucru, dar uităm de viețile noastre. Apropo de ce ziceam și mai devreme, cu n-am timp, aici cred că este o zonă în care poți găsi foarte mult timp, da? Din scrollatul ăla pe TikTok, pe Instagram, poți găsi foarte mult timp pe care să-l aloci la altceva, pentru altceva. Deci încercați să vă deconectați de la viețile altora, credeți-mă că eu fac chestia asta și constant, pe măsură ce o fac, din ce o fac mai tare, din aia îmi dau seama că mai am mai mult spațiu să mai fac treaba asta, pentru că exact ce îmi zicea Helga odată, am vorbit cu ea câteva săptămâni, i-am scris pe Facebook și i-am zis, zic, unde ești? Ai dispărut pe Instagram, i-am scris, nu pe Facebook. I-am scris și zic, unde ești? Ce faci? Că nu te-am mai văzut pe Instagram. Și zice, n-am mai intrat, pentru că mi-am dat seama că sunt mult prea conectată la viețile unor oameni pe care, dacă n-ar exista social media, nici nu m-ar interesa de soarta lor. Și așa este. Gândiți-vă de soarta a câtor oameni v-ați interesa voi dacă nu ar exista social media. Eu mi-aduc aminte că în perioada în care nu exista social media, pentru că ce să vezi, a trăit și înainte de era asta, nu prea mă interesa de multă lume. Și culmea, nu? Eram egoistă pe vremea aia, că nu mă interesa de multă lume, știți? Adică e foarte interesant cum s-a schimbat optica și viziunea oamenilor în ceea ce privește lucrurile cărora le acorzi atenție, da? Acum, dacă nu ești conectat la tot ce se întâmplă în jurul tău, dacă nu știi toate știrile, toate bârfele mondene, dacă nu știi toate scandalurile de pe Instagram și așa mai departe, ești egoist. Oh, cum pot să nu știu, da? Deci asta ce zic, încearcă să nu te mai concentrezi pe viața altora, ci mai mult pe a ta. Că ajută mult de tot. Vă spun sincer, vă spun din experiență, că vă ajută foarte mult. Și punctul numărul 10 este surprinzător ce să vedeți, tot în contradicție cu ceea ce ne spune societatea sau ce ne spun normele sociale în ziua de astăzi, și anume, lasă-te să primești ajutor. Ca femeie, lasă-te să primești ajutor. Nu trebuie să cari tu sacoșele de la piață și bărbatul să meargă cu mâinile în buzunar. Nu, trebuie să le care el, că el este ochi. El e ăla cu mușchii în dotare, da? Dacă nu-i are, să și facă.
prin urmare, lasă-l pe el să te ajute tot pe ideea asta de femei independente, puternice, care fac, rup, sparg tot, dărâmă cu capul absolut totul. Am ajuns în punctul în care noi facem totul și nu mai știm să primim ajutor. Nu mai știm să cerem ajutor. Și e foarte rău, pentru că asta iarăși ne deconectează de la energia noastră feminină și ne face să fim așa un pic zombi și să umblăm, să nu știm de noi. Pentru că energia feminină este energia care primește, energia masculină este aia care oferă, da? Și energia feminină este aia care primește și trebuie, practic, asta vine din natura ta. Să primești ajutor, nu știu, când vine vorba de cărat lucruri, să primești, nu știu, cadouri, să nu mai reacționezi, să primești complimente, să primești orice, lasă-te să primești. Haideți să ne reamintim ca femei cum este să fim ajutate, să primim ajutor, să primim suport dacă este nevoie, să primim, consolare și așa mai departe, da? Pentru că, repet, societatea din ziua de astăzi este foarte masculinizată, este o societate profund masculinizată, este o societate patriarhală, în primul rând, oricine ce-ar zice, este o societate patriarhală și noi cădem într-un soi de capcană, ca femei, care ne induce ideea că ar trebui să preluăm rolul bărbaților, ceea ce nu e ok. Faptul că primești ajutor nu te face incapabilă, da? Dacă nu ai avea de unde să primești ajutor, cu siguranță te-ai descurca de una singură. Ai găsit soluții, pentru că asta este natura ta, de a găsi soluții. Dar dacă tot există partea asta masculină în viețile noastre pe undeva, de ce să nu ajute? Că doar asta e menirea lui, să ajute. Menirea lui este să ajute. Menirea noastră este să primim ajutor. Prin urmare, nu mai fiți atât de reci și de reticente și de eu nu primesc nimic de la nimeni, eu pe mine nu mă ajută nimeni, eu nu vreau nimic de la nimeni, da? Pentru că asta este iarăși în contradicție cu natura noastră. Și acum, pe final, aș vrea să îmi spuneți, înainte să închidem clipul, să spuneți voi ce energie aveți dominantă? Aveți energia feminină sau energia masculină și vă simțiți ok așa sau simțiți că ar trebui să faceți o modificare acolo și că poate ar trebui să acordați mai multă atenție celeilalte energii care nu este atât de dominant. Nu uitați să dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut, să vă abonați, că v-am zis, mai postăm o dată la două zile. Vă aștept și pe Instagram, unde vorbesc în fiecare zi cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!